Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! Valul 4 al pandemiei umple spitalele Lupeni și Vulcan. Un accident soldat cu victime a avut loc astăzi pe raza comunei Baru, iar în acest weekend vor fi sărbătorite zilele maghiare în Valea Jiului. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Situația celor două spitale din Valea Jiului prevăzute cu secție COVID se înrăutățește de la o zi la alta. Atât la Lupeni cât și la Vulcan sunt aduși zilnic oameni infectați cu SARS-CoV-2. La fel ca în întreaga țară și la Lupeni, paturile ATI sunt ocupate în totalitate. Internări sunt zilnic. Internări pentru pacienți suspecți și confirmați. Încă nu este o mare presiune pe locurile din spital. Dar de la începutul lunii am avut pacienții confirmați, internați, pe toate structurile. Mă aștept să fie o presiune mult mai mare în următoarele săptămâni, până la umplerea completă a capacității noastre, care este în momentul de față de 41 de paturi. Pe secția 3, cele 3 paturi dedicate COVID sunt cazuri grave de terapie, ocupate permanent. Dacă din primul moment al prezentării cazul este un caz de ATI care depășește posibilitățile de tratament într-o secție de bază, cazul este redirecționat într-un alt spital care deține un loc liber de ATI. Dacă este posibilitatea de reținere, este reținut aici. De la ultima noastră întâlnire de săptămâna trecută, din păcate pot să vă spun că situația evoluează într-un ritm îngrijorător. Avem la acest moment 14 pacienți internați pe secția de boli infecțioase. Adineauri am discutat cu compartimentul de primiri urgențe și au efectuat până la ora 11 încă 7 teste, toate pozitive. Avem 2 pacienți din cei testați în dimineața aceasta, care cel mai probabil vor fi internați în cursul zilei de astăzi, sunt la evaluare, la analize și la radiografie, cel mai probabil vor fi internați. Din păcate, lucrurile nu se îndreaptă spre bine, se îndreaptă chiar spre rău și va trebui să facem față. Suntem pregătiți, avem tot ce ne trebuie. La acest moment avem alocate bolnavilor de COVID-19 paturi în cadrul secției de boli infecțioase, dar cel mai probabil săptămâna viitoare vom solicita DSP să ne avizeze un număr suplimentar de paturi în funcție de dinamică. Avem persoane care beneficiază de tratament cu oxigen, dar nu îngrijorător, adică nu cantități mari de oxigen. Pot să vă spun că săptămâna trecută noi am reușit să înlocuim stația de oxigen a spitalului cu una de capacitate dublă, deci nu o să mai avem probleme cu oxigenul anul acesta, sper, în cadrul celui de-al patrulea val, ca să zic așa. La Spitalul Municipal Lupeni, copiii depistați cu infecția SARS-CoV-2 sunt internați pe secția de pediatrie COVID. În schimb, la Vulcan, aceștia sunt redirecționați către spitalele din județ care au paturi COVID pe secțiile de pediatrie. Copiii internați au fost și suntem în cadrul județului pediatrie COVID alături de Spitalul Hunedoara. Avem o secție de pediatrie, dar care nu are avizate paturi de COVID. La acest moment, Spitalul Hunedoara preia cazurile de pediatrie COVID. Cadrele medicale recomandă cetățenilor să se prezinte la medic sau să se testeze încă de la primele simptome ale bolii. Sfatul meu este să fie evaluați prin test antigen disponibil în structura CPU a spitalului în urgență permanent și în cazul în care un medic din urgență ar considera că suspiciunea este într-adevăr menținută, deși este un test negativ, să apeleze de luni până vineri la testarea PCR din ambulator dimineața între 7 și 8. Este gold star, testul de aur, să zic așa, pentru că există multe teste antigen negative care de fapt sunt pozitive. Eu recomand pacienților sau, mă rog, comunității, mai bine zis, să vină la testare, pentru că dacă sunt cazuri pozitive neizolate, va fi
prea mare panta de a creștere incidenței și spitalul nu va putea asigura tuturor necesitățile. Și aici este o problemă. Este de ales un val mai lung, fără un platou foarte înalt sau un vârf foarte înalt, decât o imunizare, așa zis, în masă. Eu recomand tuturor cetățenilor să vină la spital atunci când au nevoie de asistență medicală, indiferent de ramura de specialitate în care au nevoie de asistență medicală. Testarea este benefică, e mai bine să știi de la bun început ce problemă ai decât să evolueze negativ acasă, iar în ipoteza în care medicul consideră că e nevoie de o internare, sfatul meu este să o accepte cetățenii, nu numai din Vulcan, din toată Valea Jiului și de peste tot din țară, să accepte internarea, pentru că eu asigur pe toată lumea că cel puțin la nivelul Spitalului Municipal Vulcan, dar și la nivelul celorlalte spitale, medicii fac tot posibilul ca oamenilor să le fie bine și să-i ajute să depășească cu bine, să zic așa, orice problemă de sănătate pe care o au. Categoric, vaccinarea este un pas pentru a învinge această pandemie. Cred că este cel mai important pas, alături de distanțarea socială, de portul măștii pe cât posibil și de igienă. În ultimele 24 de ore în județul Hunedoara au fost înregistrate 91 de noi cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19. Astfel că în ultimele 14 zile în județul Hunedoara numărul persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 a ajuns la 559. Procentul persoanelor vaccinate din sistemul de învățământ în județul Hunedoara este undeva la 60%. Pentru elevi, Direcția de Sănătate Publică Hunedoara a pus la dispoziția unităților de învățământ teste rapide pentru depistarea infecției SARS-CoV-2. Cât despre cadrele didactice, deocamdată testarea nu este obligatorie. Cadrele didactice au undeva la 60% acoperire vaccinală la nivelul județului. Copiii au, noi am pus la dispoziția școlilor teste rapide și avem în stoc, trebuie să menținem un stoc undeva la 5.000 de bucăți dedicat școlilor din județ. Orice școală ne solicită, noi le livrăm teste rapide. Pentru situațiile în care, eu știu, sunt contacti cu cazuri pozitive sau sunt simptomatici, noi livrăm la toate școlile care ne solicită acest lucru. Nu există obligativitatea testării periodice la cadrele didactice, există doar o prevedere pentru centrele rezidențiale în acest moment. Nu știm cum vor evolua lucrurile și care vor fi deciziile pe viitor. Potrivit unei declarații făcute de premierul României, Florin Câțu, profesorii nevaccinați ar urma să fie obligați să se vaccineze sau să se testeze periodic pe banii lor printr-o ordonanță de urgență. Acest lucru a stârnit reacții în rândul sindicaliștilor din învățământ, astfel că reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Hareț, și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ au transmis faptul că dacă această măsură va fi adoptată de guvern, vor acționa statul în instanță, considerând că introducerea testării cu plată este ilegală și imorală. Sunt trei aspecte ale problemei. În primul aspect, în primul rând să spunem că este doar o idee, este doar un gând al premierului. Am răspuns și noi tot cu intenție, la intenția dânsului. Și cum spuneam, sunt trei aspecte în problema asta. Odată, obligativitatea ar încărca ceea ce se numește drepturile omului. Este decizia fiecăruia dintre noi și responsabilitatea fiecăruia dintre noi de a ne vaccina sau de a ne vaccina, de a ne testa sau nu. Profesorii cred că sunt categoria cea mai responsabilă la nivel național, pentru că statistica arată că peste 60% dintre profesori s-au vaccinat. Un al doilea aspect al problemei ține de plata acestor testări. Atâta timp cât angajatorul solicită o serie de analize, legea arată că trebuie să le și plătească. Deci, domnul premier probabil că a făcut această afirmație fără să știe, să fie foarte bine informat. Dacă se va ajunge la această obligativitate a testării, testarea va trebui să fie suportată de către angajator, adică de către școală. Un al treilea aspect al problemei e un aspect mai general și ține, dacă vreți, de anumite doze de incapacitate administrativă a guvernanților în această problemă cu care ne confruntăm în pandemie.
informarea, comunicarea s-a făcut deficitar și probabil și de aici această reacție de respingere din partea anumitor categorii profesionale sau poate și din partea unor colegi ai noștri ca profesori. În momentul când comunicarea s-ar fi făcut corect și ar fi fost făcută de către specialiști, nu de către oameni politici, probabil că încrederea noastră în ceea ce spune ar fi fost mult mai mare. Noi sperăm să nu se ajungă la așa ceva, pentru că este vorba de încălcarea drepturilor omului. Dar în situația în care se va ajunge la așa ceva, normal că ne vom apăra colegii. Părerile sunt împărțite. Deja spuneam mai devreme că 66% dintre profesori sunt deja vaccinați. Dar respectăm și opinia celorlalți 40%. Și atunci, normal că dacă vom fi obligați să ajungem la astfel de situații pe banii noștri, normal că ne vom apăra și soluția este să ajungem în instanță. Un accident de circulație soldat cu victime a avut loc în această dimineață pe raza comunei Baru. Evenimentul rutier s-a produs din cauza nerespectării distanței laterale de către unul dintre participanții la trafic. În urma impactului, unul dintre șoferi a fost rănit și transportat la spitalul de urgență din Petroșani. Traficul rutier a fost oprit timp de câteva ore. Din primele cercetări, se pare că evenimentul rutier a avut loc pe fondul nepăstrării unei distanțe laterale suficiente în momentul efectuării unei manevre de depășire. Este vorba despre două autocamioane care se deplasau pe drumul național 66 pe raza localității Crivadia. Din păcate, au rezultat și victime ca urmare a acestui eveniment rutier, respectiv un bărbat de 47 de ani, conducătorul unuia dintre cele două vehicule implicate în acest eveniment rutier a ajuns la spital, iar polițiștii în acest caz au întocmit un dosar de cercetare penală pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Progresul fizic al lucrărilor la proiectul european de modernizare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara, Valea Jiului, a depășit 50%. Toate localitățile din Valea Jiului au fost cuprinse în cadrul acestui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Stațiile de tratare, captare și pompare a apei au fost de asemenea cuprinse și au intrat în proces de modernizare. Pe proiectul european, ca și progres general, suntem undeva la 53% progresul fizic. Pe fiecare oraș în parte și pe fiecare contract în parte, procentele diferă. Ca și rețele, orașul Petrila are un procent de 63%, Lupeniu undeva la 57%, pentru că la ei termenele sunt mai scurte. Progres fizic mai mic îl au cele două stații de tratare, Zănoaga și Taia, dar e progres fizic care este un progres normal, pentru că ei termenul contractual este la undeva la anul iunie. Lucrările de la stațiile de tratare sunt puțin mai complexe, în sensul că condiția era ca stația să funcționeze pe toată perioada lucrărilor și de aceea se fac multe lucrări provizorii, multe lucrări care trebuie să fie făcute de constructor, astfel încât stația să nu fie oprită din cauza acestor lucrări. În municipiul Petroșani, contractul de modernizare a rețelei de apă și canal s-a încheiat anul trecut, însă lucrările sunt în garanție. Știm că pe Petroșani este un contract încheiat. A trecut un an de când s-a încheiat contractul pe Petroșani. Perioada de notificare a defectelor este 3 ani și în acest an am mai avut situații în care erau locații în care au apărut avarii, și aici vreau să explic, nu din cauza constructorului, nu din cauza paservului, ci din cauza presiunii apei. În momentul în care tu ai legat o rețea nouă la o rețea veche, s-a schimbat atât viteza de circulație, cât și debitul și implicit presiunea, și într-un moment dat sunt toate, de fapt toate, pe partea de apă, toate avariile care au apărut în zonele în care rețelele vechi au fost legate la rețelele noi, dar în timp am mai montat noi niște vane regulatoare de presiune, astfel încât să scădem presiunea în locațiile în care presiunea a fost puțin mai mare. N-au fost
un an de zile pot să spun că a fost un singur caz în care a avut presiune de 5 bari, dar n-a fost o presiune statică, să zicem, dar a fost o singură reclamație într-o rețea care alimenta 4 blocuri. În urma implementării acestui proiect, în municipiul Petroșani nu au mai fost înregistrate restricții majore de apă. Într-un an de zile n-am mai avut restricții majore de apă și restricțiile majore de apă, când zic la nivel de cartier, și știm ce probleme au fost acum 2 ani în cartierul Carpați, în cartierul Aeroport, mai puțin partea de nord, în care eram obligați să oprim apa pe tot cartierul. Acum am avut lucrări care le-am făcut cu opriri locale, iar când a fost nevoie de oprire pe tot aeroportul, pe cât posibil am stat să se adune mai multe lucrări și le-am făcut chiar noaptea, astfel încât beneficiarii sau utilizatorii serviciului să simtă cât mai puțin lipsa apei. Proiectul pe fonduri europene obținut de APASERV prin Programul Operațional Infrastructură Mare are o valoare totală de peste 320 de milioane de lei. Zilele maghiare sunt sărbătorite în județul Hunedoara. La Petroșani, evenimentul va avea loc vineri, începând cu ora 10, pe Centrul Civic, lângă Teatrul Dramatic Ion de Sârbu. Ediția de anul acesta va fi marcată prin diferite activități culturale și va fi organizat și un concurs de gulaș. În competiția gastronomică s-au înscris 4 echipe. Într-adevăr, se desfășoară în județul Hunedoara zilele maghiare, după cum a spus și dumneavoastră, este cea de-a 12-a ediție anul acesta. Și la Petroșani, într-adevăr, în data de 24, vineri, de la ora 10, începe un concurs de gulaș. Practic, asta va fi evenimentul principal al celor organizate în Petroșani. Avem 4 echipe care s-au înscris la concurs. Cred că vor fi gusturi diferite și plus de asta ne-am pregătit cu diferite evenimente culturale, copii care vor dansa dansuri tradiționale maghiare, cântece, voie bună, avem o formație din Secuime care vine să ne cânte, să ne încânte. Și sper din tot sufletul că acest eveniment va fi un eveniment cum de fiecare dată reușim să organizăm comunitatea maghiară, care să fie pe placul tuturor. Nu se termină evenimentul aici la Petroșani, pentru că tot vineri, de la ora 18, este un spectacol de dans la Petrila. Vine formația Bekeș din județul Mureș, va dansa, vor cânta muzică live. Și toată comunitatea din Valea Jiului încercăm să fim împreună și, bineînțeles, și comunitatea majoritară este binevenită. Este extrem de important să precizăm faptul că atât Primăria și Consiliul Local din Petroșani sunt coorganizatori la evenimentul din Petroșani și la Petrila, de asemenea, Primăria și Consiliul Local sunt coorganizatori la evenimentul din Petrila. Evenimentele din Valea Jiului continuă sâmbătă și în data de 25 la Lupeni va avea loc un alt spectacol la Casa de Cultură și acolo toți sunt bineveniți să se distreze alături de comunitatea maghiară și să descopere valorile pe care această comunitate încearcă să le promoveze. În cadrul evenimentului se pot face și donații care vor fi redirecționate organizației Caritas din Petroșani. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!